La baza militară Mihail Kogălnicianu a sosit vineri dimineață primul convoi militar american, o coloană de aproximativ 18 trailere, asta însemnând în data de 11 februarie 2022. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că și de-a doua coloană a plecat vineri de la Nădlac pe același traseu, urmând să ajungă la Kogălnicianu în această seară. În Vama Nădlac a ajuns și un al treilea convoi care va ajunge la Constanța. În total, este vorba de 48 de trailere cu tehnică militară. Tot la baza Mihail Kogălnicianu urmează să ajungă și soldați americani din regimentul 2 Cavalerie care vin cu avionul din Germania. Detașamentul american care va staționa în țara noastră va purta denumirea Task Force Cougar și va fi constituit în principal din militari ai batalionului 2, regimentul 2 Cavalerie, care vor acționa cu transportoare blindate Stryker. Deoarece se așteaptă ca Rusia să atace Ucraina, președintele SUA Joe Biden a anunțat că trimite în România și Polonia pentru întărirea flancului estic al NATO câte 1000 de militari. La invitația președintelui Klaus Iohannis, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, efectuează o vizită în România. NATO reprezintă, fără niciun dubiu, cea mai solidă garanție de securitate pentru România, aspect deosebit de important, mai ales în condițiile acutizării riscurilor, amenințărilor și provocărilor la adresa securității europene. În ceea ce ne privește, România își va îndeplini toate angajamentele asumate, contribuind astfel la statul NATO de cea mai puternică și eficientă alianță de apărare colectivă din istorie. Evoluțiile actuale de securitate din vecinătatea noastră directă dovedesc încă o dată că măsurile luate de NATO sunt necesare, iar România, la rândul său, este hotărâtă să-și îndeplinească angajamentele asumate conform deciziei luate în cadrul alianței. Din această perspectivă, rolul Brigăzii Multinaționale Sud-Est este cu atât mai important în asigurarea securității regiunii Mării Negre, a declarat Klaus Iohannis în timpul unei vizite la Brigada Multinațională Sud-Est la Craiova. Situația nu ar fi prea grozavă pentru partea ucrainiană, asta pentru că Rusia ar putea ataca din patru părți, din Crimea, din Belarus, din estul Ucrainei și dinspre Transnistria, unde forțele rusești sunt staționate în apropiere de Odessa. În acest sens, Ucraina a făcut deja mișcări defensive. Ei au pregătit 261.000 de militari și 400.000 de rezerviști, precum și rachete Sol-Air și noi arme antitank livrate de Marea Britanie. Ucrainienii au minat coasta de-a lungul Mării Azov și au instalat rachete antinavă. Kievul a primit pe 21 ianuarie noaptea primul transport cu asistență de securitate din partea Statelor Unite, care conține peste 90.000 de kilograme de armament și muniție pentru soldații ucrainieni care apără țara. Veți găsi în descriere un clip cu mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat în Ucraina și ce posibilități are Rusia de a ataca Ucraina în acest moment. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vreau să vă readuc aminte că vă puteți abona la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.